Virusul West Nile a făcut o nouă victimă la Suceava. Vă reamintesc că este a treia persoană din Suceava care își pierde viața anul acesta din cauza virusului. Este vorba despre un bărbat de 88 de ani din gura humorului. Medicii spun că avea organismul slăbit din cauza mai multor probleme de sănătate. Andrei Naițe ne aduce toate informațiile. la ascultăm Bun găsit! Potrivit medicilor, persoana confirmată cu West Nile este un bărbat în vârstă de 88 de ani din gura humorului. Acesta ar fi avut mai multe afecțiuni care i-au slăbit organismul. Bărbatul era internat în Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan cel Nou în stare gravă. După deces, analizele de laborator au confirmat prezența virusului West Nile în probele trimise. Este al șaselea caz de infecție cu West Nile din Suceava și al treilea pacient care își pierde viața din cauza complicațiilor date de această boală. Ceilalți trei pacienți infectați de 81-69 și 44 de ani au avut o evoluție favorabilă și au fost externați din spital. Ar mai fi de spus că infecția cu Nile este de cele mai multe ori asimptomatică. Doar aproximativ 20% din cei infectați au simptome ușoare, asemănătoare cu cele care apar la gripă, cum ar fi febra, dureri de cap, dureri musculare, greață sau vărsături.